Calea ferată dintre Hunedoara și Gorj prin defileul Jiului împlinește 75 de ani de la momentul construcției. O serie de evenimente culturale vor marca acest moment. Mai mult, un tren special va circula timp de mai multe zile între Petroșani și Târgu Jiu. 31 de kilometri de cale ferată, pe care sunt 39 de tuneluri săpate în munte, 8 poduri mari, 100 de podețe și 2500 de metri de ziduri de sprijin. Aceasta este în mare descrierea căii ferate Livezeni-Bumbești. Construirea celor 31 de kilometri de cale ferată a durat, cu întreruperi, 24 de ani. Defileul Jiului este cel mai sălbatic defileu care traversează, care împarte Carpații. Nu s-a circulat rutier, nu s-a circulat până în 1870-1890 s-a făcut linia. Și este interesant să vedeți că sunt kilometri întregi unde este zidul vertical și drumul. Înseamnă că a trebuit să se sape, pentru că nu aveai pe unde să mergi, nici potecă nu aveai. Să arătăm comunității locale, și nu numai, comunităților locale din județele Hunedoara, cât și Gorj, că în vecinătatea noastră, această linie ferată Bumbești-Livezeni este o linie deosebită, o linie pe care se poate face turism, iată, turism feroviar, o linie care trebuie pusă în valoare. Construcția căii ferate nu a fost numai o necesitate pentru a lega Transilvania de sudul țării, ci a avut și o componentă socială. La construcția ei au lucrat șomeri din Valea Jiului, iar de multe ori aceștia s-au ales doar cu 3 mese pe zi. Între Valea Jiului și această linie a fost o legătură mult mai serioasă, au fost foarte multe discuții legate de construirea acestei linii ca pe o soluție chiar parțială la problemele sociale a acelor vremuri. Vorbesc de 1929-33 și chiar după aceea. Trenul regal, trenul prezidențial și o locomotivă de epocă vor ajunge în gara Petroșani. Trenul Moldovița, denumit pentru weekend defileu expres, va circula pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. Acțiuni culturale vor fi organizate și în Petroșani și în Târgu Jiu.